Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lillo și vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa a 7-a. Azi vom discuta despre mulțimea numerelor reale. Primul exercițiu la care vă invit este ca la absolut fiecare din aceste tipuri de numere să dați niște exemple. Să încercați să scrieți un exemplu de număr natural, de număr întreg, de număr rațional sau un număr real. De exemplu, la numere naturale, observați că numărul 3 pot să-l scriu în mai multe forme. Pot să-l scriu și ca fracție, 15 pe 5, sau pot să-l scriu și cu radical, e radical din 9. Numărul întreg minus 3, tot așa pot să-l scriu sub mai multe forme, chiar și fracție sau chiar și radical cu minusul în față, este tot un număr întreg. Numerele raționale pot să fi scrie sub formă de fracții, dar pot să le scriu și cu ajutorul radicalilor. Numerele reale le pot scrie ca fracții zecimale infinite neperiodice sau observați că pot fi radical cu minus în față, dar radical dintr-un număr natural care nu-i pătrat perfect sau numărul pi. Deci putem să spunem că relația dintre cele patru mulțimi este orice număr natural este și număr întreg, orice număr întreg este și număr rațional și orice număr rațional este și număr real. Și vă invit acum la un joc. Avem aici lateral 10 numere. Trebuie să le plasăm pe piesele de domino care sunt aici, în așa fel ca la mulțimea R-Q să punem primul număr pe care îl găsim printre aceste 10. Numerotarea începe de aici de sus, deci primul număr care este irațional. Pe urmă, la următoarea piesă, de exemplu, aici trebuie să punem al doilea număr natural pe care îl găsim printre aceste 10. De exemplu, pe această piesă de domino trebuie să punem primul număr care este întreg, dar nu este natural, adică al doilea număr pe care îl găsim aici. Sau, de exemplu, pe această piesă trebuie să punem al doilea număr irațional pe care îl găsim. Să ne apucăm de treabă. 2021, după cum vedeți, este primul număr natural, deci l-am pus la numărul natural pe această piesă. Minus radical din 5. Este primul număr irațional. Deci a apărut următoarea piesă. Minus 1,35 este un număr rațional care nu este întreg, deci trebuie să-l punem pe această piesă. Minus 5 este un număr întreg, dar nu este natural, deci trebuie să-l pun la z minus n, primul exemplu. Radical din 225, care este 15, este primul număr natural. Deci l-am pus la numărul natural. Minus 45 pe 5 este minus 9. Deci este al doilea număr care este număr întreg, dar nu este natural.
Acest pi, am discutat și adineauri, este număr. Irațional, este al doilea. Dar 49 pe 7 este 7, deci este număr natural. Este al treilea număr natural, ca și exemplu. 49 pe 3 este număr rațional, dar nu este întreg. Deci va merge la Q minus Z, al doilea exemplu. Radical din 100 este 10, deci aici avem minus 10, înseamnă este un număr întreg care nu este natural, deci va merge la această piesă. Minus plus 8 este minus 8, deci avem un număr întreg care nu e natural. Deci am completat și următoarea piesă. Și ultimul număr pe care îl avem este plus 5, deci 65 pe 13 este 5, deci este un număr natural. Cum ați văzut și în exercițiul precedent, avem 4 mulțimi de numere pe care le studiem în gimnaziu, avem mulțimea numerelor naturale. Aveți aici niște exemple de numere naturale. Pe urmă avem mulțimea numerelor întregi, care desigur pe lângă numerele naturale conține și numerele întregi negative, tot numai câteva exemple. Pe urmă avem mulțimea numerelor raționale, care pe lângă numerele întregi conțin și aceste fracții care nu sunt numere întregi, pot fi fracții zecimale finite sau infinite periodice sau scrise sub formă de fracție ordinară, și avem mulțimea numerelor reale care le cuprinde pe toate trei și pe lângă astea conține și fracții zecimale infinite neperiodice. Aceste mulțimi sunt notate, după cum vă amintiți, n e mulțimea numerelor naturale, z e mulțimea numerelor întregi, q e mulțimea numerelor raționale și r e mulțimea numerelor reale. Și un exercițiu, o să vă rog să încercați să scrieți pe 7 ca un produs de două numere naturale sau ca un produs de două numere întregi care nu sunt naturale sau ca un produs de două numere raționale care nu sunt întregi. Numere naturale, evident, e 1 ori 7. Numere întregi, îi minus 1 ori minus 7. Niciunul din cele două numere nu-i natural. O variantă de a scrie ca două numere raționale e 2 pe 3 ori 21 pe 2, care tot așa ne dă 7. Vă mulțumesc și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!